Astra Giurgiu continuă pregătirea în Slovenia, unde în weekend a disputat cel de-al treilea amical în compania formației Enka Intersapresico, panta locului 5 în sezonul trecut în Croația. Giurgiuvenii au obținut victoria cu scorul de 3-2, unde antrenorul Marius Mudică l-a introdus și pe noul fundaș central Fabrizio Dornelas. Primul gol al Astrei a fost înscris de Bodrin în minutul 4 al partidei, atunci când campioana României a primit lovitură de la 11 metri după un hands comis în careu. Croația au reușit să revină în luptă prin golul lui Solić, iar golul lui William de Amorim i-a trimis pe giurgiuveni cu avantaj la vestiar. Croația au egalat prin golul lui Solić în urma unei lovituri cu capul care s-a dus în vincru, iar autogolul lui Hanžek a adus victoria Astrei. Meciul nu a fost lipsit de incidente. Filipe Teixeira a fost faultat în minutul 6, iar fotbaliștii ambelor formații s-au luat la bătaie. A fost nevoie de intervenția celor doi tehnicieni, dar și a oficialilor pentru ca lucrurile să se liniștească, iar meciul să continue. Astra Giurgiu a mai jucat împotriva echipei Cicura, scor 1-0, gol înscris de Balaure, iar cu Sturm Graz a terminat la egalitate, scor 1-1.